Dr. Cristian Stătescu, vă rugăm. Stimați colegi, îmi revine plăcerea de a vă prezenta astăzi experiența laboratorului de electrofiziologie și pacing cardiac și mai exact detalii legate de cardiostimularea electrică permanentă. După cum știm, bradiaritmiile au reprezentat o problemă majoră de sănătate. În timp au existat o serie de progrese tehnice care au făcut posibilă ca această afecțiune să fie tratabilă. Astfel a apărut cardiostimularea electrică permanentă, ea imaginată și ulterior dezvoltată ca o metodă terapeutică de vârf pentru a suplini artificial funcția de automatism a inimii. Ulterior, electrostimularea a devenit terapie de elecție a bradiaritmiilor simptomatice, prevenind practic eventualele complicații. Iată așa arăta primul stimulator cardiac în octombrie 1958 la Institutul Karolinska din Stockholm. Modele care ulterior au fost implantate, desigur, în aceeași etapă, timpurie, evoluția lor pe parcursul timpului, inclusiv primele stimulatoare de resincronizare cardiacă biventriculare și iată lucrurile cu care operăm în momentul de față. Este foarte important de menționat că în Moldova primul stimulator cardiac a fost implantat de domnul profesor Georgescu în urmă cu 30 de ani, mai exact la 1 noiembrie 1980. Iată care a fost evoluția din punct de vedere istoric. Primul stimulator, așa cum spuneam, înainte de 1960. Ulterior s-a dovedit importantă prezența sincroniei atrioventriculare și menținerea acesteia, încât au apărut diversi senzori. Evoluția tehnică a permis dezvoltarea acestora, până când s-a ajuns la stimulatoare complexe de tip DDD, bicamerale și ulterior tricamerale, respectiv defibrilatoare cardiace implantabile. Care este obiectivul terapiei pe care o promovăm? Acesta ar fi obținerea unei frecvențe cardiace stabile, restabilirea sincroniei atrioventriculare, importantă pentru că volumul bătaie al cordului în timpul sincroniei crește cu până la 50%, atingerea unei competențe cronotrope și pentru asta s-au imaginat tot tehnic senzori care permit stimulatorului să se adapteze în condițiile de efort sau de necesități metabolice crescute și secvența de activare fiziologică. Indicațiile terapiei despre care vorbesc sunt boala nodului sinusal, blocul atrioventricular, blocul atrioventricular post-infarct miocardic ca entitate separată, sindromul de sinus carotidian și, nu în ultimul rând, sincopa vasovagală. Există și indicații neconvenționale, intrate în ghiduri de altfel. Prevenția tahiaritmiilor atriale, sindromul de QT lung și toate celelalte canalopatii, cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, sindromul de sleep apnee și, respectiv, în tratamentul post-transplant cardiac. Iată cum arată principiul de funcționare al dispozitivelor cu care lucrăm. Cele mai simple stimulatoare de tip VVI, cu stimulare unicamerală, apoi tot o stimulare unicamerală, dar stimulator de tip AI, în care stimulul pornește de la nivelul atriului, avem undă P și ulterior secvența de depolarizare funcționează absolut normal. Cardiostimularea de tip VDD, în care senzorul se află la nivelul atriului drept și pacing-ul se face la vârful ventriculului drept. Și cardiostimularea cea mai complexă, de tip DDD, în care avem două sonde, una în atriu și una în ventricul, în care în amândouă acestea avem atât sensing cât și pacing. Există și o serie de complicații inerente oricărei proceduri chirurgicale. Dintre acestea aș dori să menționez defectul de izolare, fractura de electrod și eventualele interferențe cu care ne putem confrunta și pe care le putem ușor rezolva din programarea aparatului. Ce ține de baterie, epuizarea acesteia, conectarea eventual incorrectă a sondei, malfuncții electronice,
instabilitatea electrodului, migrarea lui, creșterea patologică a pragului de stimulare, perforația, hematomul imediat postoperator. După cum vedeți, ele sunt destul de multe, pot apărea. Important este cum operăm, în așa fel încât acestea să le evităm. Care ar fi indicațiile implantării unui defibrilator cardiac? Fibrilația ventriculară resuscitată, stopul cardiac resuscitat, tahicardia ventriculară susținută sau fibrilația ventriculară cu tratament medicamentos optim, sindromul QT lung, sindromul Brugada, tahicardia ventriculară polimorfă și sindromul QT scurt. Iată și terapia de resincronizare cardiacă, scopul acesteia fiind corectarea disincroniei prin pacing atrioventricular sincron, adăugarea la sistemul DDD pe care l-am văzut inițial, a unui al treilea electrod, prin intermediul sinusului coronar, stimulăm ventriculul stâng, posterolateral. Indicația de resincronizare apare la pacienții cu insuficiență cardiacă, de obicei în clasa ANIHA 3-4, la care avem o fracție de ejecție sub 35%, un complex QRS larg, peste 120 de milisecunde, simptomatici, cu o dilatare importantă de ventricul stâng. Și rezultatele sunt remarcabile. Iată aici un studiu despre mortalitate care ne arată, vreau să precizez doar atât, cu cât crește durata complexului QRS, cu atât supraviețuirea acumulată este mult mai mică. Asincronia ventriculară are mai multe efecte. Așa arată electrocardiografic complexul nostru larg, așa arată după ce efectuăm terapia de resincronizare. Beneficiul hemodinamic al pacientului este foarte mare, cu cât pacienții sunt corect aleși inițial. Iată așa arată laboratorul de electrofiziologie și pacing cardiac în care lucrăm. Este un laborator micuț, dar care are absolut tot ce trebuie și care dispune de o echipă foarte bine pregătită, absolut în legalitate, putând desfășura aceste proceduri. Aș dori să vă prezint în continuare procedurile pe care au fost efectuate în instituția noastră încă de la început. În total, din 96 și până acum, au fost 3.952 de proceduri, chiar până în momentul de față. Între 1997 și 2002, 1.239, care ulterior, vedeți, în anii următori, ele au crescut în permanență ca număr. În prima parte, până în anul 2005, domnul profesor Georgescu și doamna profesor Arsenescu au lucrat și au susținut această terapie ca ea să fie posibilă. Aș dori să remarc pe acest diapozitiv, sunt date detalii cu privire la tipul de cardiostimulare. Desigur că în ghiduri, cardiostimularea electrică permanentă este perfect statuată pe tipuri de stimulatoare. Din păcate, datorită situației socioeconomice și a lipsei finanțării, așa cum probabil ne-am dori-o, creșterea adresabilității ca număr de pacienți, nu am putut respecta indicația din ghiduri, de cele mai multe ori stimulatoare de tip DDD, la marea majoritate a pacienților. Vedeți, prima dată aceste stimulatoare erau în număr foarte mare, după care încet încet ele au scăzut anual. În schimb, au crescut stimulatoarele unicamerale, care oferă simplul suport hemodinamic al pacientului prin debitul cardiac. Iată, aceasta este statistica din 2010, până în momentul de față, inclusiv luna noiembrie. Aș dori să menționez că din 2006 am început să efectuăm aici la Iași resincronizări cardiace și implantări de defibrilatoare. Iată, numai anul acesta s-au pus deja 6 defibrilatoare cardiace, 6 resincronizări cardiace, unul dintre ele cu defibrilator implantabil și 2 defibrilatoare bicamerale, urmând ca în această lună să continuăm aceste proceduri. Echipa de la Laboratorul de Electrofiziologie vă transmite un gând bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumim!
Pentru început, permiteți-mi să mă folosesc de ocazie că sunt la microfon și...